Bine ați venit în Casa Mireasa, fetelor! În urmă cu câteva zile, concurenții au ajuns în Casa Mireasa, plin de speranță și fascinați de o nouă experiență. N-ai curaj? N-ai curaj, mă? Dă-i, mă, haide, mă, curaj! Foarte tare! A venit spre Haia la Buftea! Uite, alea sunt bagaje. Vedeți să vedem dormitoare? Hai, wow, ce frumos! Asta cred că e a fetelor? Asta cred că e a mamelor. Asta e a mamelor? Da, a tuturor. Wow, nu m-am mai întorpat în bărcini, aici rămân. Alo, Strehaia, se uită cineva la mine, să știți că nu mai dau pe acasă. Bun găsit, dragii mei! Vă spun, bine ați venit în Casa Mireasa. Din acest moment, până pe 5 septembrie, când vom fi în direct, veți locui aici, în case separate. Fetele în casa lor, băieții în casa lor. Casele vor fi așadar închise. Veți avea misiunea de a vă alege un șef al casei pentru fete și un șef pentru casa băieților. Și o să vă gospodăriți așa cum faceți și voi la voi acasă. Să alegeți pe cineva care gătește, cineva care face curățenie sau faceți un program în așa fel încât să vă faceți viața ușoară și frumoasă. Până pe 5, când o să ne vedem în direct, o să aveți ocazia să vă acomodați, să vă aclimatizați, să vă împrieteniți, să înțelegeți ce înseamnă traiul de zi cu zi în Casa Mireasa. Și un lucru foarte important. Până pe 5 septembrie, când vom fi în direct, telespectatorii emisiunii noastre, fanii voștri sau a emisiunii, familiile voastre, vă pot urmări 24 de ore din 24 pe cele două canale Antena Play. Apoi au trecut și ei în revistă încăperile din casa cei va găzdui, identificând rapid plusurile și minusurile cu care se vor confrunta. Știi ce-i nasol? Că nu e oglindă. Ce e tare, man. Da, nu e oglindă, să te perfecțezi. Vai, ăsta-i TV-ul. Bine, rău! Haideți să mergem și sus, băieți. Aici, nu? Da, acolo și urcăm pe scări. A, păi eu vreau sus, aici. Băi, eu stau sus, băi. Și eu vreau sus. E, băieți, ne hotărâm. Eu am zis nici eu. Și eu. Băi, invitații. Eu nu pot să stau. Cădem de comun acord, vedem. Sunt 3-4. Adevărat, sunt omul să-mi vagă. N-am cum. Ce? Să dorm jos cu somn. Eu n-am cum să adorm. Eu nu pot să adorm, da. Și eu tot la fel. Bă, dar aici e cam rău, mă. Da, e foarte cald. Te înțelegem, nu? Și după nici jumătate de oră sub același acoperiș apăreau și neînțelegerile. Primul punct pe ordinea de zi, împărțirea pe cameră. Noi suntem nefumători, noi doi și stăm în camera aia de doi și restul se împart cu... Fiindcă nu fumăm și poate nu-i miros de fum. Așa? Păi nu, că e să... A, da, păi corect, da, 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 da. Păi da, tot, nu, nu, cum o să da, exact. De aici nu e. Păi da, da, așa, e da. Să poți să iasă două. Da, da, exact, exact, nu, nu, nu e bine așa. Dar poate că e mai bine ca această decizie să fie lăsată în mâna destinului, așa că băieții au hotărât să tragă la sorți. Lasă-i pe. Bun, eu am apă asta. Ce mai mic. Deci tu cred, în camera mică. Cred că ce mai mic. Ușor, băieți, ușor. Loc, e pentru toți, e pentru toți. Mare. Mic. Aia, vezi? Uite, eu am picat cu el mic. Cine mai are mare? Eu cine cu mare? Cu Andia mare. Eu am 3 sferturi. Eu sunt mici. Noi 3. Da, tu la mic, bro. Da, dar noi suntem amândoi, mă. Ia, mă. Și tu, nu, tu la cine mai are mare? Tu ai 3. Nu, dar nu ai 3, așa. Exact cum ne-am făcut, mă. Hai, facem jos sau sus. Fii atent cum facem jos sau sus. Ia, mă, cam o monedă, mă. Nu, 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 am probleme. Băi, asta e camera de jos, uite-te. Cum mă trezesc la uite-te, mă, mergem cap sau pajul? Pajul. Toatele, e asta sau pajul? Eu n-am. Uite poți alea. Că m-am pus cu troloice. Pajul. Da, deci alegem noi. Deci alegem noi și unul. Asta e capul, mă. Asta e pasura. 50. Ce, mă? Capul e cam. Mă, e mai bine sus, că nu e de da, așa. Da, da, da. Dacă vreau să facă duș, ia dacă îmi calcă. Da, da, sus. Da, da, da. Acolo, în sală. Am să mergem sus. Ia ziceți noi ăștia, trei ce vreți. Pe care suntem? Eu vreau cu tine și eu aș vrea sus. Și eu aș vrea sus. Păi, vedeți că nu ne înțelegi? Negocierile au fost dure și au durat minute în șir în casa băieților. În timp ce la fete, atmosfera s-a relaxat cu rapiditate. Bine v-am găsit în Casa Mireasa. Nu ne-am găsit. Succes tuturor. Da. Succes. Sper să avem parte de înțelegere, armonie, prietenii și iubire. Și iubire. Cu siguranță. Și cu voie bună la purtător, fetele continuau turul casei pentru a cunoaște fiecare colțișor de care vor avea nevoie pe durata șederii lor. Aici unei fetelor o să
să ne facem frumoase. E bine. Eu am numărat de unde eram. Două mașini de spălat. Avem și coși de rufe. Avem și fier de călcat. Ia uite, fion. Mamă, nu vine să cred că particip la emisiune. Dar tati mă uit doar la televizor la aia. Dar de la televizor pare mult mai mică. Nu-i așa? Nu. Aici, în fine, astea. Mamă, ca să place că e mai aflat. Miau-miau? Da. Aici e două toalete, fără. Am două toalete. Deci, tu dă-te seama dacă face unul baie aici, la ce fel se trece? Nu, n-ai cum, nu poți face baie. Să doar pentru baie. Păi da, dacă nu ai ajutoare. Păi nu, mă, nu când ești în jos. Să se cu duș aici? Da, 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 da. Și asta, ce asta? Nu, ăsta, care, mă? Ăsta? Nu, mă, ăsta e cadă, n-avem voie să folosim. Cum o să ai voie? Nu, mă, că nu poți să stai dezbrăcat. Eu zic să lăsăm dușul ăsta doar duș. Păi și nu ne ajung bine în partea altă. Păi și ne combinăm 5. Oricum sunt 5. Acolo sunt 5. Sunt 6. 6. Auzi, două pentru fiecare cameră. Cei care stau în camera asta, cei care stau în camera aia de 2, folosesc cam amândoi baia asta și restul au, de exemplu, dacă... Bă, cred că trebuie să faci așa. Ideea iurea, știi, să-i duci la duș după cineva care cumpla baia. Exact, să-l lăsăm duș să facă toată lumea duș. Da, da, fără baia. Da. Sau doar că dacă faci un șus, atât, da. Da, 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 exact, da, hai să facem... Bine, iurea, eu să intru tu la baie, intru eu, fac nevoie, după asta intru... Eu stau aici. Ascultă râbăile. Da, noi le avem pe primele din stânga, primele două. Din colo încoace, nu? Da, okay. Din colo încoace. Da. Dacă în casa băieților totul curgea din negociere în negociere, în casa fetelor parcă nevoile s-au clarificat mult mai simplu. Două secunde, vă rog să mă ascultați. Am o singură problemă. Eu am o dietă foarte strictă. Eu o să-mi calculez gramajele și eu nu vreau să o supărați pe mine, dar nu o să-mi pot, adică o să vă dau să gustați sau chestii de genul ăsta. Dar mâncarea mea e mâncarea mea. Și e calculată și nu vreau să vă supărați pe mine sau să mă urâți sau să, nu știu. Noi prima dată mâncarea, cum mâncăm? Eu sunt mâncare. Mâncarea e viața mea. Păi haideți să hotărâm cine este liderul, da. Eu zic că era lucrurile. Eu tot, da. Adică e cea mai matură, cea mai echilibrată, cea mai. Cine e de acord pentru Raluca? Da! Raluca! E 9:30. Hai, mă, să vedem care e șef. Păi stai să... Hai, mă, Paul, vină cu... Vrei să fii tu? Da. Vrei să fii șeful vostru? Gata. Ce fac? Vrei, mă, să fii tu șeful? Da, faceți ce vreți, ca șef, eu sunt blând. Nu, mă, trebuie să ne... Nu, că trebuie să să organizăm bine. Cine vrea să fie? Hai. Băi, eu n-aș vrea. Păi ce trebuie făcut? Adică trebuie să organizeze toate treburile. De exemplu, tu faci mâncare, tu faci... Adică să ne organizăm pentru curățenie, pentru adică tot. Și să răspundă de noi. Dacă doarme unul, dacă... Dacă doarme unul, să ducă, să-l cheme, să are... Băi, știi ce zic? Eu zic să lăsăm pe el șeful, ca să zic. Și așa știe multe. Și ca să nu ne luăm nici pedețe din prima, așa. Nu, dar trebuie să te impui să fii mai ferm, da, așa. Da, să stai să vezi. Bine, cum faci? Nu, mă, că cum... Da, mă, da. Gata. Ce bune! Am făcut alegerea pentru cine o să fie săptămâna aceasta șeful casei și am fost ales eu. Da, a venit special din Italia ca să fie șeful casei băieților, Giorgio. Și la fete, cine a fost aleasă? Raluca. Raluca, din Anglia. Șefa clasei, da. Șefa clasei de fete. Măi, da, greu v-ați înțeles. Ia, explicați și mie. Cine doarme sus? Mâna sus. Ok. Cine doarme jos? Câte 2 și câte 2, nu? 2 și 3. Cine stă în camera de 2? Eu cu George. Ok, și voi 3... Ok. Bine. Asta cu șeful casei și șefa casei e până astăzi, pentru că astăzi, de fapt, o să-i cunoaștem pe adevărații șefi ai caselor. Știți că ei sunt desemnați de telespectatori. Ei au votat o săptămână și au ales favoriții și o să vedem și noi, și eu sunt foarte curioasă să vedem care sunt primii favoriți în casa Mireasa. Da, până atunci, mă, dar stați la negociere. N-ai cum, de la alegerea șefului până la 4, până la băi, până la ce ați mai negociat? Totul. Mâncarea ați negociat-o? Cine are? Au început deja discuțiile pentru de la mâncare? Mai aveți acum ceva? Nu, de două zile nu mai avem. De două zile. La început când era nou. Bine ați venit în casa Mireasa. Nu, în sensul că aici nu se face foamea, doar că niciodată băieții nu știu să-și drămuiască mâncarea în așa fel încât să le ajungă până... Astăzi vine mâncarea, nu? Astăzi vin proviziile. La voi mai e mâncare? Nu, așteptăm cu nerăbdare mâncarea. Serios?
Norocul Damaris că face din puțin mult, nimic, ceva și am reușit să... Și dieta ta? Dieta mea s-a dus pe apa sâmbetei. Cât te-a ținut? O zi, două? Nu, țin dieta, adică încerc să mănânc cât de sănătos pot. Am mâncat morcovi, legume, piept de pui. Am încercat să o țin cât de mult am putut. Da. Până o să vină, până o să vină torturile. Știți cum e, că în casa Mireasa fanii sunt foarte generoși și se gândesc ei că mă, dar ce slăbuț să mă băieți ăștia și pe cum ia să-i îngrășăm. Măcar din ne-ar trimite ceva sănătos. Sănătos, acum, a, știi cum e. Apropo, vreau să vă anunț pe această cale oficial că Miți este foarte bine, m-a întâmpinat de cum am venit la platou, era în prag, deci jur, am postat și pe Instagram imaginea asta, Miți în cadrul ușii, grăsuță, grăsuță, i-a prit vacanța asta. Vă rog din suflet să aveți grijă de ea. Vedeți că deja am primit reclamații, că ați lăsat-o afară, că ați închis ușa. Miți este regina casei. Acum știți cum, fetele mai vin, mai pleacă, băieții mai vin, mai pleacă, dar Miți e aici și aici va rămâne. Așa că vă rog foarte mult să aveți grijă de ea, că e cumva și o pregătire pentru viitoarea voastră viață. Știi cum e? Dacă ai grijă, dacă știi și poți să ai grijă de un animăluț și încă Miții e ușor cu Miții, că nu trebuie să o plimbați, nu? Ea, ați văzut, își face ea turul, se mai duce și pe la noi prin redacție, mai vine și pe la mine prin cabină și pe la Elena pe sus, are ea traseul ei. Da. Ar mai fi ceva de spus și n-am pomenit? Că avem șef și avem... Așteptați mamele... Fedordele? A mea nu vine așa. Eu sunt învățat, dacă da, fetelor, le așteptați, nu? Bineînțeles. Le-ați pregătit și voi ceva că vin... Am mai avut ceva. Am intenționat. Chiar am fost bine intenționate, am vrut. Nici măcar un măr tăiat în... Apăbușare. Case! Suntem convinse că o să vină ele cu ceva special. Nu știu dacă au voie, nu știu dacă au voie cu ceva special. Noi sperăm. Poate vin cu coșurile, cu provizii, că azi e luni.